Vocea Basarabiei, Valentina Urso, am ajuns în vizită aici la Cărpineni, o localitate mare din raionul Hâncești. Astăzi vorbim despre prezentul și viitorul Republicii Moldova. Cum definiți dumneavoastră actuala stare de lucru și cum ați vrea să vedeți statul peste 10 ani? Și aș vrea să vă spun. Ați început cu oftatul. Am pată la Portugalia, de 6 ani am văzut-o. Drumul nostru, vă spun sincer, în Europa. Lumea la noi nu trăiește rău. Sărac trăiești care nu muncește. Și mulți plâng, deci, spune așa, deci că, e, pensia, care pensie? Vă spun sincer, am fost la șor și m-am uitat unde așa, așa. Numai Europa, acolo ne-i drumul nostru. Ne ajută, da, într-adevăr. Chiar v-am spus, de fapt, chiar au fost inundații, au fost mari la noi. O dat o pâine nu a adus. O a adus românii, o a adus pe alte țări. Dar ei nu au adus nică. Ei cine? Rușă, nu au adus nică. Și ești bat joc, chiar și de moldoveni care au lucrat la Rusia și toate, dar drumul nostru în Europa, ca să avem o țară. Aveți rude pe cineva plecate și în Est, în Am în Ucraina două surori, chiar la Melitopol. Și ce vă zic despre ce se întâmplă? Mașină i-a luat, porc i-a luat, vacă i-a luat, tot din ocoli i-a luat. Cine? Roșu. Au făcut de-astea, chiar aproape de Melitopol, satul alături. Au făcut tranșeie, el nu pot ieși. Copiii i-au scos cu nepotă noaptea. I-au scos, i-au dus ca prin Germania, care unde. Și îmi spune, vă spun sincer, că eu am plâns la noi, plâns copiii, noi plângem toți. Morți, a lor, chiar și a lor, soldați pe noștri, care, a lor care omorau, unde se strânge pierd vechi, le-au dat de foc la oameni și când tindeau câine, sfârâie. Și îmi spune ei, deci, că ei cum i-ați adresat la noi, lei. Mulțumite-l Dumnezeu că e femeia asta la conducere și bățâne așa cum este. Cine? Maia Sandu. Văd gine că aveți asta femeie la conducere. Dacă n-ar și ieși așa Dodon, apoi băieții mei aveți să bat cu atâi, că am nepoți voieni. Și spune, deci că mulțumite-l Dumnezeu că așa este. Dar vă spun sincer, Domnul nostru e în Dar cum Europa. Pentru 21 mai președinta Sandu a venit cu acest apel către cetățeni să participe la adunarea foarte națională bine. Moldova-Europeană. Iată. O să mergeți, ce o să faceți? O să mergem, păi ce să nu mergem? O să mergem, că noi suntem pentru pași, liniște și mulțumim Dumnezeu că este și trebuie să susținem, să nu dăm voie la șoricei să vărie acolo printre noi, dar noi trebuie să susținem capul sus, să mergem înainte pe drumul Europei, că acolo e acolo, că alte ieșiri n-avem. Dar ați văzut că imediat după ce a făcut această chemare către cetățeni, au răspuns și partidele că vor fi prezente acolo. Vor fi prezente aici care europeni, mi-a plăcut mie, să unească toți, care spun europeni, aceștia toți să unească, să ne susținem și o mână de oameni toți grămadă. Da, văd că ești că ei care au dat cererea înainte, care altul, eu chiar sunt la curent, eu sunt un om care nu pot să-l las, eu vreau și din Moldova noastră. Și ce își face ea ca și în sat, îți face bine. Dar de ce spune că ești sărac? Care tu ești sărac? Dar totuși Republica Moldova, ca să ajungă în Uniunea Europeană, la cele standarde de acolo, de trai, trebuie să facă ordine aici, acasă. Da. Nu o să vină nimeni nu. Să dar facă această noi. Ordine care se numește în primul rând reforme. Da, dar asta depinde de noi. De oameni. Noi trebuie să ne reformăm noi însăși pe noi, ca noi să ajutăm, că singur Doamna nu poate să facă nică. Dacă noi să ne susținem și să facem și trebuie la noi împrejurul nostru, tot acasă. Apoi așa fiță bine, dar așa, vedeți că eu mă uit chiar împrejurul meu, eu lupt, dar mă nici nu cresc nici cu unul, pentru că mă sufoc. Că nu discut, nu corect. Ei spun că nu mi-au mărit pensia cu trebuie. Deci, de asta, dacă te-ai muncit. Nici 20-30 de ani, nici 30 de ani n-are apă. Dar cum vrei să spui? Chiar și Tamara asta care eu am și cu 700 de lei. Așa am fost. Eu nu știu, învățat să nu șer. Deși trebuie să șer eu, că dacă așa au fost vremurile. Și Dodon nu ne-a dat mai mult cu un procent acolo, că da. Noi trebuie să înțelegem corect. Că asta nu depinde de dânsă, ca nu o să ne pui. 2600 e normal. Și vă spun sincer, eu am 2000, cât am eu? 2450 am pensia, tot ce mi-a mărit. Când am și cu 700 de lei. Și am 100 de lei pe ordine. Îndă pe ordine 100 de lei. Și nici ajunge. Am mai lucrez patent la piață, dar și eu știu, la mine așa e. Am primit pensia, că singur, soțul că o decedat. Pun o leacă acolo, o leacă acolo, am tot împărțit. Și de grămădit acolo grămădesc și ei nu mă prăpădesc. Dar ei nu vor. Eu m-am uitat, le-o dat la poștă, de la Europa, le-o dat pentru lumină câte 1000 de lei. Ei nu știu cum au dat acolo, știu cu hârtiile acolo. M-am dus la magazinul ăsta local aici la noi. Când mă uit, da, e și cârnat, și rachiu, și bieri, băi, oameni buni.
Sumă ca la față îi spun că fata mea lucra și la primărie, că ea are 5 facultăți, dar și la asistent social, dar mă la școală psiholog. O termină așa asta, logopedă. Și îi spun, zic, măi, Anișoară, zic, cum mai le dă lor banii ăștia? Și mama îi ajut. Cum îi ajut? Că m-am dus la market cu căruță plin, cu băutură, cu... Dar nu-ți faci așa, măi, tu gândești că ai copii acasă, cum mai... Dar haideți să revenim la nevoia reformelor. Iată, care reforme credeți că trebuie făcute, promovate? În primul rând, trebuie de lucrat cu oamenii. Să ne reformăm noi. Noi să înțelegem corect și trebuie și la noi. Și vrem noi. Noi vrem și ei bine, și ei pace, să fim mai bine, să avem drumuri bune. Trebuie noi să ținem, că chiar și ca și drumurile când se fac. Trebuie să punem și noi umărul, că nu toți banii dau de acolo, dar trebuie să mai mișcăm și noi. Ei asta nu vor. De tot cineva să zic, dar nu e asta adevărat. S-a vorbit mult despre reforma judiciară, în justiție. Acolo... Ce se întâmplă în opinia dumneavoastră? Se urnește carul din loc sau se bate pasul pe loc? Se urnește încet, încet, dar e muncă, că rădăcinile s-a adâncit foarte tare la... E corupția e mare acolo. Foarte mare. Dar cum vă explicați că această corupție a reușit să se înrădăcineze atât de mult? A fost stănuții care au fost la conducere. Asta e. Când câți pământuri acolo, Voroni, acolo ați și-au dus prin poduri, nu știu unde, tot, eu mă informez tot, eu sunt om care las nicăieri. Și poate fi stârpit acest fenomen? Cam greu. De ce greu? O, Doamne, mai este și Dodona asta și ei acolo au ceva împreună și am că s-o începe a scuipa unul pe altul, poate că s-a și, dar cam greu, cam greu. Asta e chiar o problemă, cam greu. Problema transnistreană vă interesează? Cum poate fi soluționată? Acolo numai dacă câștigă Ucraina. Dacă câștigă Ucraina, apoi altfel. Pentru că anoștri vor pe linii pașnică, pe asta, dar... Nu vedeți că de-am seră încă mai ieșit la ruși, că să le aduc pacificatori, că să mai întărească acolo. Pentru ce? Pentru ce? Cine se uședă? Dar cele două maluri ale Nistrului trebuie să... Unic. Să se reunifice. Trebuie. Suntem mulți moldoveni acolo, cu a noștri, smult, trebuie să unească, trebuie de făcut, picătat, numai pe cali paștică, numai nu... Și să revenim la adunarea din 21 mai, ce așteptări aveți dumneavoastră de la această adunare? Ce trebuie să se decide acolo? Cine trebuie să vorbească? Poporul trebuie să se audă și vocea poporului. O să vorbească care te conduc, dar și vocea poporului. Și vor într-adevăr. Da, noi ne ducem în Europa. Noi acolo ne ducem, că drumul nostru acolo. Noi avem copii și pe noi ne ajută. Nu cu mult, dar cât pot ei și ne susțin și noi trebuie să mergem acolo unde e bine. Eu am fost acolo un zel, dar n-am stat mult, când eram fete studenți și n-am putut să las copii, trei fete am. N-am putut să rezist. Și am văzut cum e viața acolo. Acolo, da, într-adevăr, civilizație, curățenie, e de trăit. Și eu mă închipă că nici nu sunt mai bine și ca s-au dus, așa mă gândesc eu. Dar ați vrea să revină copiii cel puțin acasă? Eu și casa am scris-o, dar numai nu știu cum ați fi. Dar deci asta n-am văzut-o, vă spun sincer, am... Dar văd tare multe case scoase de vânzare. Stat, știu, eu pe împrejur, eu trăiesc păduri în partea asta, multe case, dar cine le cumpăr? Nimeni. Și această depopulare a satului? Duca. Nu, la ce duce? Ce viitor poate să aibă încă comuna? Mă opresc. În timpul de față, noi ne mișcăm bine în sat. Mulțumim drumuri, avem, într-adevăr, avem și viceprimar bun, Prija Mihai și domnul Carpineanu, sunt bravă. Eu le spun la mulți, ei șer, și șer să fie oameni buni. Noi trebuie să mișcăm și noi mai. Dar dacă duminică ați chemată să votați pentru alegeri în Parlament, aveți pe cine să votați în Parlament? Nu, dar cu pas acolo, mie îmi place cum conduci și cum spune în față și are, așa și trebuie să stai. Sunt tineri și cu... Da, sunt manipulat, asta e. Dar drumul nostru e Europa. Reformele trebuie să ne reformăm noi. Lumea trebuie să discute cu dânsa, că lumea la noi e întunecată. Cu cine să discute? Ia ca să vii niște mai mulți care înțeleg și e bine pe pământ, ce vrem noi, că vii și în Europa așa. Și lămurească, că mulți nu înțeleg. Dar aici, în sat, proiecte s-au implementat? Sunt mulți proiecte, noi se fac. Chiar și cu refugiații, ăștia au fost, sunt proiecte și cu lumea. Este. Drumuri, apeducte. Și apă ne-o tras, cu canalizarea, dar cred că cu vremea să fie, da. Și apă avem. Și avem, mulțumim Dumnezeu, sănătate și pași.
să spun sincer, nu trăiește lumea rău, lumea trăiește bine. Dar în câți ani credeți că Moldova ar putea să ajungă să fie stat membru al Uniunii Europene? Eu știți că da, știți și mă gândesc, știți și mă gândesc, zic că parcă aș fi mai rău de 30, de 2030. Așa mă intuiesc eu. După tăti și să faci, îmi pare că aș mă leac mai înainte. Da, și relația cu Rusia cum credeți că va fi? Așa insiși, prietenii cu dânsă, numai că fără pe Dodon, Putin ăsta. Că e tot popor și el nevinovat, e tot oameni și ei. Ar trebui și o relație bună, mă rog, de omenie. Dar bă, este clar ce-și dorește Vladimir Putin de la Republica Moldova? Și eu scapa ciocului. Și noi simt ca o pescă, cum să mai spun, că juri cum să mai exprim, că mă rog, de-am o cânspe, așa și așa. El vrea ca noi, el să ne conduc cum vrea el. Cum a scânt, noi să jucăm. Atâta-i. El are a lui. Dar ține războiul din Ucraina, că el, planurile au fost al lui, el s-a gândit, el ca să facă rea cu Ucraina și a spus mâna și pe noi. Dar s-a opinit că ies oameni buiniști, puternici și bravo. Dar la noi cam puțin ești. Dar vreau să vă întreb dacă societatea Republicii Moldova ar putea să fie mai consolidată, mai unită, mai... Mai bine ar fi. Toți să aibă același scop. Ar fi bine. Dar de ce e atât de dezbinată, divizată societatea? Nu știu. Pentru că asta mult o depinde de partidele astea care sunt ea cașor, el măjește cu una. Dodon îi spune alta. Și asta și astea sunt cele mai... Două partide sunt mai... cum mai spun, opoziția asta mai așa ea. Dacă aș să-l scoat pișor, apoi, numai că dacă și-a schimbat numele la partid, dar trebuie de, ia ca cu ăștia de luptat. Asta e cu banul. Banul și omul, dacă e moartea banului, asta e. Dar banul mai decide totul? Ei, dar de ce nu? Eu, personal, când a fost votarea prezidențială, eu știu spisul care o luat 500 de lei pentru Dodon. Și nu ne-ați spădit unii și amul, nu grezi nici cu unul. Și mi fac pedichiuă și mă rog să mai știți că ați vă mai cituiți acolo. Și ne numesc. Asta. Și totuși, binele trebuie să învingă rău. Trebuie. Iamu, asta e cea mai mare speranță. Cea mai mare speranță asta. Eu cred că toți doresc. Oamenii care gândesc corect și înțeleg și au copii psihotari și văd cum și ajutor de colo și de colo, toți ajută. Și încă și pe nemurele le ajută. Asta e, chiar eu le-am văzut și pe mie piele și la alții. Și unirea asta, lumea trebuie să înțeleagă că bine trebuie să fim uniți, să fim uniți, prietenoși, să lăsăm că el grește rus, așa, așa. Noi trebuie să fim uniți, suntem într-o țară și mâncăm aceeași pâine. Asta e. Și cu cine am discutat, cum Maria Călugăreanu. Mulțumim foarte mult pentru această discuție. O zi frumoasă în continuare. Vă mulțumesc și pași și liniște poporul nostru și simuniți pe 21 să venim, să ne întâlnim, să fim prietenoși și să înțelegem că dreptatea este pe Europa și binele va învinge. Eu așa cred. Dar noi cu familia suntem prezenți acolo. Și nepoțăie și zinele, pe urma zinele. Dar pace și liniște să fie. Dar trebuie să câștigăm.